Suntem în direct. Da, spus ceva, domnul, cum îl cheamă? Alexandru Mielnic. Domnul, nu Alexandru Mielnic. Da. Tot Alexandru, amândoi sunt Alexandru Mielnic. Amândoi sunt Alexandru Mielnic. Spuneți că toată salvarea sunt ce să votăm. Dar nu sunt nicio salvare, pentru că oamenii votează după nivelul lor de conștiință. Deci tinerii nu se duc mai departe, la noi în Moldova asta e nivelul lor de conștiință. Pensionerii rusofoni o să duc și o să voteze mai departe. Cine o să fie? O să fie Tkaciuk pe val. Tkaciuk o să voteze. O să fie Voronin sau, mă rog, Dodon sau cine o să fie? Pișor o să voteze. Deci oricum moldovenii o să voteze după nivelul lor de conștiință. Și oricum în Parlament o să fie partide care o să reprezinte aceste categorii sociale. Putem să vorbim, deci e bine, nu, dar e bine să le spune la oameni, în primul rând să participe la vot, pe ales tinerii, și la doilea rând, pe cine să voteze și pe cine să nu voteze. Dar de ce mari parlamentari nu s-au gândit așa? O taxă de mediu, 10.000 de euro, ai 18 ani să plătești 10.000 de euro, o taxă de mediu, în fiecare an. Dar, dacă ai participat la fiecare scrutin electoral, ești scutit de taxa asta. Dar pricem tu taxă de mediu, participarea la... Eu toată chestia asta care a făcut-o Ucraina. Eu am înțeles de ce are în vedere. Eu s-o cut că asta e o aberație, o tâmpenie și a făcut în Ucraina, că să te balotezi la un punct, trebuie să dai bani. Toată chestia asta miroase foarte, foarte urât și miroase a corupție. Asta părerea mea. Dar referitor aș vrea să completez băiatul ăsta care a luat cuvânt. Eu s-o cut că toți oamenii pe glob pământeț, indiferent de naționalitate, de culoarea pelei, de religie, au aceleași drepturi și principalul că au dreptul la libera gândire, la libera exprimare și la cultura lor personală. Și nimeni n-are voie să îi îngrădească. În orice națiune sunt uscători și sunt minți luminate și în orice națiune găsim probleme. Dacă luăm referitor Republica Moldova, avem tare mari probleme. La multe capitole, la capitolul cultură, la capitolul gândire. Și asta e un minus foarte mare a nostru. Dar asta se întâmplă, degradația care o avem noi în societate, se întâmplă doar datorită la lucrul acesta, pentru că însăși microfonul liber a fost gândit pentru aceea, de a veni oamenii care pot gândi, care vor într-adevăr schimbări, care vor ca societatea noastră să trăiască în bine, să punem țara la cale și să ieșim din impas. Da, toți avem drepturi tot una. Numai că este o nuanță în chestia asta. Ștefan cel Mare a apărat țara noastră pentru urmașii lor. Dar nu pentru aceia care a să vin. Și oricum, necătând la asta, au aceleași drepturi ca și noi. Hai să fim corecți. Și fiecare trebuie să fie judecat după meritele lui. Apropo de drepturi, eu vreau să fac o precizare. Când a fost după dezbatere între Costiuc și Rizea, apropo, la Moldova 1. Rizea este un interop. El singur a recunoscut că a fost în servicii secrete. Asta înseamnă că este un securist. Eu sunt convins, eu, Bobu Constantin, sunt convins că el direct sau indirect a fost implicat în crime pentru că a fost securist, adică a fost agent de informații în România, așa ceva. Și el asta a recunoscut. Îl cred, dar de când securist e egal cu criminal? Securistul tamă nu-i plătit din bani publici ca să prevină infracțiunile și chestii. Asta e convingerea mea, că el a fost implicat în crime direct și indirect. Eu cred că el este un borfaș de ăsta din București, un șmecheraș. A fost primar în sectorul 5, a fost deputat. Așa a fost în partidul PSD și după dezbaterea de la Moldova 1, atunci el a spus ceva despre Costiuc. Nu știu dacă e adevărat sau nu, să vadă presa dacă e adevărat sau nu, să vadă și niște organe de investigație dacă e adevărat sau nu. Dar după asta Costiuc vrea să răzbune și spune, hai duce-i mei pe cai cu buzduganul în mână și... Nu, așa nu se face dreptatea. Eu atunci chiar am luat apărarea. Nu din cauza că îl iubesc pe Rize, nu din cauza că m-am dus în partidul lui. Dar oricine ar fi, nu trebuie să fie lăsat la judecata asta populară, proletară, cu haiducii lui Costiuc sau cu haiducii lui Cafcăliuc. Deci orice om n-ar fi, și ultimul om, și Lucinski, și Snegur, orice om n-ar fi, că ăștia pentru mine sunt ultimii oameni. Lucinski, Voronin, ăștia sunt ultimii oameni. Și ei oricum nu trebuie să fie hăituiți și bagiocuriți și umiliți, apropo cum a fost Dodon într-o campanie întreagă. Poți fi și Dodon, poți fi și Voronin.
nu trebuie să fii umiliți ca persoană și pentru că bun, poți să-l hoidui, poți să-i spui că e impostor, că e criminal, că poți să spui chiar și că e criminal, dar nu trebuie să duci o campanie sau să-l hărțuiești fizic pe cineva. Și criminal poți să-i zici dacă ai dovezi că a făcut crime. Criminal dacă ai dovezi, sau poți spui că eu sunt convins că tu ești criminal, asta tot poți spui. E părere, atunci ești judecată de valoare, da. Să-i duci la dânsul, să-l tragi de mânic sau mai ales să-l scui. De aceea, orice om ar fi și ultimul om de pe pământ, tot trebuie să-ți păstrezi tu demnitatea și să nu-l ataci. Pentru că atac asta înseamnă, nu critică sau ironie sau parodie. Da? Asta ok. Despre Rize ai vrut să zici, da? Asta, că nu s-o aliat cumva, da, cu Rize sau așa ceva. Nu, Rize, eu sunt convins că e un pușcăreaș, nu cu un pușcăreaș, dar că a fost, că este implicat în crime, asta e convingerea mea personală. Asta duelul de la Lorena Bogza de la ProTV, nu știu unde l-ai văzut tu la Moldova 1. Referitor părerea mea personală, referitor la Rizia. Rizia a fost un lucrător a securității. Răzica a avut acces la informații, care n-am avut noi accesul la informația asta. Și asta nu înseamnă că el a făcut ceva rău. E altceva că a făcut lucrul ăsta în campanie electorală. Dacă el făcea lucrul ăsta până la campanie electorală, să-l defaime pe Costiuc, eu cred că nu s-ar ajunge amut circul ăsta. Dar ei nu știu de ce, având acces la informații, nu scot informația la timpul lor. Asta nu înseamnă că toată chestia asta care am spus eu, democrația, că mi-a plăcut foarte mult ce face domnul Costiuc, vă spun sincer, toate filmările lui, toate acțiunile lui, dar pe mine mă pune întrebarea, finanțarea, îmblarea asta de la nord la sud, prin centrul Moldovei, să mă înțelegeți pe mine, eu dacă lucrez pe hotar și primesc salarii destul de, în comparație cu Republica Moldova, că eu primesc un salariu mai mic decât un procuror sau un judecător, eu am vedere bani curați care îmi ies, îmi plătesc impozit, plătesc absolut că e oficial, lucrez acolo, ea nu. Și oricum eu nu pot să-mi permit așa lux să îmblu călare pe toată Republica Moldova. Și asta nu înseamnă că domnul Rizia a spus ceva foarte rău. Eu s-o cot că el a spus un lucru care trebuie pur și simplu, pur ca om, pur ca lucrător la securități, să spui de mult. Să nu ajungă la faptul ăsta. Dar ceea ce a făcut el în moment, asta e înjositor, asta demite ca un om jalnic, ca un om care nu merită să reprezinte și nu să reprezinte eșchierul unionist. Ca așa ăștia de la AUR care l-au pus pe chertoacă și pe toată conducerea la peleu, vreau să zic că eu sunt pentru unire și eu aș face tot posibilul ca să se întâmple lucrul acesta, dar cu oameni corupți, cu oameni care s-au mânjit, cu oameni care s-au compromis, eu nu pot cu ei să fiu în rând și să-i susțin în campania electorală. Rizia nu reprezintă unionismul și el chiar s-o ferie, el a și renunțat la cetățenie română. Și vreau să spun ceva, Costiuc a spus că ei este riscul din cauza ta, oamenii se dezamăgească despre români și așa ceva. El nu reprezintă România, nu reprezintă guvernul, el se reprezintă pe dânsul dacă vrei partidul lui. Tot așa, diferiți bandiți, diferiți alcoolici care sunt moldoveni de la unul din Moldova și au ajuns în România sau au ajuns în alte țări, nu reprezintă statul, se reprezintă pe ei și gata. Rizia nu reprezintă statul, se reprezintă poate partidul lui. Dar vreau să spun ceva. Deci, el nici măcar nu este unionist. Deci, pretenții la AUR și la Chiutac. Referitor la domnul Rizia, eu zic, mulțumesc foarte mult că este campanie electorală și mai aflăm informații despre unul, despre altul, când ei se mănâncă haita asta de când turbați politici, se mănâncă între ei și mai zvârlă informații să înțelegem și noi joaca de sub covor, cum s-ar spune, contractele de sub covor. Asta e foarte minunat dintr-o parte, de pildă dacă eu ne-aș pune candidatura mea, ei cât nu ar săpa sub covorul meu, acolo nu pot să găsească nici, eu n-am trupuri moarte. Ei le vetează, ei fac tot posibilul să-mi pui amenzi din cer, să mă înjosească, să facă poliție politică, în tot sensul cuvântului ăsta, și toate lucrurile astea, dar asta nu înseamnă că toate invențiile și toate măgăriile astea care le fac, azi mă compromită cumva. E altceva că eu nu pot să fondez un partid politic? Eu n-am posibilitate, vreau să zic că eu sunt un om de-a doua clasă aici, vreau să zic că eu trebuie să nevoit să plec după hotare, să fac de o bucată de pâine, pentru că aici absolut totul e corupt. Absolut, începând de la
casa de naștere și terminând cu biserica și cu mormântarea. Absolut tot e corupt. Și Oleg a filmat nu un film și a ratat realitatea. Același Costiuc a filmat niciodată. E altceva că filmările astea, dacă Oleg le-a făcut din propria voință să arate realitatea și el să vără în politică, într-adevăr, vrea schimbări în țara asta, oamenii aceștilalți să vără în politică de atâta și arată și critică, numai ca să nimerească în Parlament. Asta și este deosebirea între ei. Și eu vreau să spun asta, Mănita, uitați-mă. În campanie electorală, foarte bine că se critică, că se critică Costiuc pe Riză, Riză pe Costiuc. Pe trei. Acum la trei. Cafcaliuc pe... Acum la trei. Pe Usatăi, Usatăi pe Cafcaliuc. Să se critici între ei cât și să se huiduie și... Numai nu trebuie să se bată. Numai nu trebuie să cheme cineva haidușii ca să facă justiție publică de asta proletară cu Buzduganul. Asta nu trebuie. Dar să se deconspire, să se critici și poftim. Dacă cineva aduce niște minciuni în spațiu public, să se adevărească că au fost minciuni, nu știu, să fie amendat. Dar în orice caz, sau cineva poate spune, asta e părerea mea, asta e convingerea mea, că el a făcut așa ceva. Dar în orice caz, asta este bine pentru democrație, atunci când așa indivizi ca Rizea, ca și Costiuc, pe care eu nu-l iubesc, ca și Cafcaliuc, așa indivizi, ca și Usatăi, se deconspiră unul pe altul sau se critică unul pe altul. Sau este o rivalitate între ei. Asta e foarte bine. Câștigă democrația, da. Eu vreau să spun, eu am tare mare întrebări la băieții ăștia care au acces la informații, care nu avem noi, că anume organizația care part și luptă pentru acces la informații. Dacă liberă exprimare, noi avem în aceștia 3 metri, hai, vorbim real, la lucru real, noi avem liberă exprimare numai aici, că este o tradiție deja. Avem internet și public nelimitat. Și avem și internet, avem și alte surse de informare, dar oricum ele nu sunt așa de largi, ca televiziunea, ca un site încă bine logat. La televiziune are dar acces la mamafie. Noi nu avem deloc. Și datorită că lucrătorii serviciilor din Federația Rusă svădesc cu Rusia și scot informația asta, domnul Usatăi, că avem lucrători de servicii de securitate în România care s-au svătit în România și vin și scot informații. Noi începem a afla că într-adevăr noi trăim într-o comunitate absolut corumpată și ei scot informația asta, vreau să zic că dacă eu am informații, mie nu trebuie campanii electorale să scot informația asta. Eu s-o cot că asta e de securitatea statului. Asta privește fiecare cetățean și societate din Republică și eu, ca cetățean cinstit, eu scot informația respectivă. Dar aceștia vor să beneficieze de informația asta, măcar că au fost lucrători a serviciilor speciale și au avut tot accesul ăsta. Și trebuie să păstrezi secret. Nu, ei n-au. Ei au termen de prescripție când au posibilitatea să scoată informația. Asta e altă întrebare, asta eu nu mă complic în detalii. E ora 3. E ora 3, vrem la protest. Ei să mănâncă între ei și mai iese ceva la suprafață, subteran. Subteran și facem concluzie că în Republica Moldova cam n-avem pe cine alege.